O hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență prevede cumpărarea a 4.000 de chituri de dispozitive preumplute cu adrenalină, ce urmează a fi distribuite în centrele de vaccinare amenajate pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani. Acestea vor fi folosite doar în cazul în care vor apărea efecte secundare după vaccinarea copiilor, precum șocul anafilactic. Această măsură a fost luată în contextul în care pe 25 noiembrie este așteptată autorizarea vaccinării copiilor din grupa de vârstă 5-11 ani de către Agenția Europeană a Medicamentului. Am spus săptămâna trecută că se așteaptă autorizarea din partea Agenției Europene a Medicamentului la jumătatea lunii decembrie, însă ultimul calendar practic devansează acest termen și ne așteptăm ca la jumătatea, ca în a doua parte a lunii noiembrie, sfârșit de noiembrie, să avem această autorizare, mai exact, foarte probabil că undeva pe data de 25 noiembrie vom avea opinia Agenției Europene a Medicamentului. Iar pentru vaccinul de la Compania Moderna, care de asemenea a depus documentația pentru evaluare la Agenția Europeană a Medicamentului, se așteaptă ca autorizarea să se acorde la jumătatea lunii decembrie. Pot să vă spun că am demarat activitatea de organizare a campaniei de vaccinare, în sensul în care, la acest moment, centralizăm. Solicitările din fiecare județ de înființarea unor cabinete de vaccinare în unitățile sanitare cu paturi sau ambulatorii care au secții sau compartimente de pediatrie, de asemenea în centrele de vaccinare unde există în momentul de față vaccin de la compania Biontech Pfizer pentru vaccinarea persoanelor de peste 12 ani, vom organiza un cabinet de vaccinare în cadrul acelui centru care va fi destinat pentru această grupă de vârstă pentru 5-11 ani, tocmai pentru că ne uh, dorim foarte mult să încurajăm vaccinarea la nivelul întregii familii pentru a crea acea barieră de protecție imună a familiei. În aceste zile sunt centralizate datele din fiecare județ în parte pentru organizarea de centre de vaccinare pentru copii, existând posibilitatea ca cei mici să se vaccineze și la medicii de familie.